Limitarea vitezei sub 50 km pe oră pentru autovehicule pe întreg parcursul localităților ar putea fi interzisă potrivit unui proiect de lege depus la Senat de deputatul UDMR Martor Arpad, citat de Mediafax. Inițiativa prevede că se interzice limitarea vitezei sub 50 de km pentru autovehicule la întreaga localitate, adică de la indicatorul ce anunțe intrarea într-o localitate până la indicatorul de ieșire din localitate. În lipsa unei semnalizări care să precizeze lungimea sectorului pe care se aplică limita de viteză inferioare vitezei maxim de 50 de km la oră, semnificația acestor indicatoare încetează la intersecția cea mai apropiată. Se arată în propunerea legislativă. Tot în document se spune că în afara localităților limitările de viteză trebuie să fie restrânse pe o distanță minimă necesară care nu poate depăși 3 km, cu excepția lucrărilor în executare. Inițiatorul argumentează că legislația actuală este plină de ambiguități și lacune, din cauza cărora există limitări de viteză exagerate pe o lungime exagerată, precum și semnalizări interpretabile. Deputat de UDMR subliniază că prin interzicerea limitei excepționale de 30 de km pe oră pentru autovehicule la întreaga localitate se evită aglomerația creată pe drumurile naționale și județene care străbat localitățile respective, unde astfel de restricționări pot avea lungim de câțiva kilometri fără ca specificul drumului să necesite astfel de limitări pe pentru traseul.